La mulți ani, probabil că este sigur ultima conferință de presă a SUP-ului ce se mai trebuie pe anul acesta. Venim și cu un lucru nou, aducerea unui antrenor, domnul Cresimir Basti. Sper să fie de bun augur. Am cântărit mult această situație și am luat această hotărâre de a aduce un antrenor. Sper să fie într-un ceas bun și să scoatem la suprafață și echipa de basket. Îi doresc bine ai venit și sper să fac treaba aici la Târgu Jiu. Ce se întâmplă cu Portătul? Portătul peste jucătorul CSM Târgu Jiu. A fost și este jucătorul CSM Târgu Jiu. Stafful va fi format? Stafful va fi format din actorul antrenor plus Claudiu și Gliga. Ce obiectiv are noul antrenor? Să scape această echipă de retrogradare, clar. Nu putem să ne fixăm alt obiectiv după atâtea meciuri pierdute. Zic eu că încă nu este târziu să ne revenim. Cred în acești jucători și cred că era momentul să schimbăm ceva, trebuie să schimbăm ceva mental la această echipă. Sper că cu aducerea noului antrenor vom reuși acest lucru. Ar fi și schimbări de jucători în perioada următoare? Acum, în funcție de... urmează două meciuri pe 5 cu Ciuc și pe 8 la Târgu Mureș. În funcție de cum vor juca acești jucători, posibil să nu, posibil să da. Nu. Tot timpul se pot face modificări. La ora actuală nu vom face modificări. Aceasta este lotul și vom juca cu acești jucători. Sper să dea totul pentru a câștiga primul meci cu Miercurea Ciuc.